culegem ceea ce am semănat. Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorât, căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Oamenii au avut posibilitatea să aleagă între a urma lui Hristos și să împlinească poruncile lui Hristos sau a urma oamenilor și să împlinească porunci omenești. Și fiecare alegere își avea urmarea ei. Majoritatea absolut covârșitoare au ales a urma oamenilor, au ales a-i crede și a-i urma pe preoții și arhireii lor și au ajuns în starea pe care o trăim cu toții astăzi. Starea aceasta de haos total, de nenorocire, de tulburare, este urmarea alegerilor total greșite. Creștinii au ales să meargă orbește după preoții și arhireii lor care, din faptele lor, sunt dovediți clar a fi vrăjumași ai lui Dumnezeu. Nu sunt vorbe goale, ci fapte concrete. Aceștia sunt eretici și apostați. Sunt mincinoși și iubitori de bani, nu de Dumnezeu. Sunt ecumeniști și nu ortodoși. Poporul acesta simplu și cu totul necunoscător a preferat să meargă orbește și să creadă orbește într-un popă mare și sfânt, dovedind în felul acesta că nu-l vor pe Hristos, că nu-i interesează poruncile lui Hristos, că nu vor să audă de Evanghelia lui Hristos. Pentru ei, popa e totul. Aceasta este cea mai cruntă idolatrie. De aici le-a venit creștinilor din întreaga cetate o amară și prea cumplită cădere, deoarece toți acești popi mincinoși i-au învățat ecumenismul și nu creștinismul. Fraților, apostazia este cea mai sigură pierzanie. Dacă cade în erezie biserica dintr-o cetate, va cădea mult firesc și cetatea în tulbură și nenorocirea mare, deoarece biserica drept slăvitoare ține cetatea. Faptele acestor arhierei și preoți arată clar că sunt vrăjmași al lui Dumnezeu, adică preoți ai satanei, care amăgesc poporul cu învățături mincinoase, otrăvitoare, eretice. Această alegere greșită a creștinilor i-a dus la haosul pe care îl trăim cu toții astăzi. Căderea în apostazie este cea mai sigură pierzanie și la această pierzanie ne-au îndemnat foarte stăruitor preoții și arhierei apostați. Iar acum culegem ceea ce am semănat. Au vrut creștinii minciună? Au găsit din destul minciună. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ce le-a plăcut nedreptatea. Pricina toată tulburarea, a tot acest haos, este lepădarea de Dumnezeu. Este această apostazie în care a căzut întreaga cetate, doar pentru că a urmat și ascultat orbește de preoții și arhierei lor eretici și apostați. Creștinii numai nu au putut înțelege că preoții și arhierei lor nu îi învață poruncile dumnezeiești, nu îi învață Evanghelia, ci îi învață un creștinism prost înțeles, care, spus mai pe șleau, e o cu totul altă religie, numită
ecumenism. În faptele acestor arhierei și preoți se vede limpede că ei nu urmează lui Hristos, ci merg după reguli noi și după porunci noi, au cu totul altă evanghelie. Această învățătură stricată, otrăvitoare, au dat-o ei poporului, amăgindu-l cum că acesta e creștinism. Și poporul simplu nu a putut face diferența dintre minciună și adevărul. De ce nu a putut să discearnă poporul minciuna de adevăr? Pentru adâncul lui de neștiință, ce nu știe omul, ceea ce nu-l interesează. Și dezinteresul își are prețul lui, pierzania veșnică. Este cale de întoarcere, dar creștinii o refuză categoric. Ei nu vor să audă de Hristos, de poruncile lui Hristos care trebuie să împlinite întocmai. Nu vor să audă de Evanghelia lui Hristos, ci aleg, pe mai departe, să fie credincioși unui popă și să asculte orbește de un popă, crezând ei că popa lor nu poate greși. Această urmare orbească este foarte mustrată de Domnul Dumnezeu, pentru că este iadul cel mai sigur, atâta timp cât pentru creștin contează mult mai mult ce spune un popă decât ce poruncește Hristos, atunci ei sunt închinători la idolul numit om. Și aceasta este căderea căderilor, pentru că este cea mai cruntă idolatrie. Așadar, creștinii și-au ales ei singuri soarta lor, nu doar cea pământească, ci și cea veșnică, să fie alături de popa lor apostat cu credincioșie veșnică. Nu-l vor pe Hristos creștinii noștri. Asta se vede de mult timp. Așa zice Domnul, blestemat fie omul care se încrede în om și își face sprijin din trup omenesc și a cărui inimă se depărtează de Domnul. Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea de Dumnezeu, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Amin.